Pregătește râsul că intrăm în direct. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Ultima ediție din luna ianuarie. Hai, hai, nu mă luați cu dealea că suntem obosiți. Că a fost o săptămână scurtă. Cu totul am avut patru zile libere de unirea mică. Vă dați seama că pentru unirea mică ar trebui date vă 10-12 zile libere. Că de, E mare. La Diulo am fost. La Diulo. Probabil că vă trei sferturi dintre urmăritorii mei de aici de pe Facebook și de acolo de pe YouTube sau invers, depinde pe ce link vă uitați. Probabil că m-ați întâlnit la Diulo. Că nu puteam intra într-un bazin că era pe mine. Domnul Nicu, unde-i piști? Hai, ce Ai ce-ai piști? Hai, ce Ai ce Pune sunetele care trebuie. Domnul Nicu, sănătate, unul n-a fi zis, beți No, eu vă înțeleg, Nu numai românește să vorbi la Giula, numai în română. La un moment dat, unul de la recepție m-a luat pe maghiar și a zis, bă, giula pe pământ românesc, știi ce? Dar unde să te fi dus? Să te duci de 24 ianuarie la Iași? Acolo a fost Ciuca, acolo a fost Ciolacu și să trăiască românașii noștri că i or huiduit pe amândoi. Indiferent de partid, i or huiduit s au după aia s-a prins ori băut un pahar de vin, ori mâncat o iahnie, o fasole, un ciolan, că de știți cât e un kil de făină de greieri? Un milion în lei vechi, o sută de lei. Dar ăștia și cântă în oală sau cum? Îți cântă brams când pui cocătura la... În fine, noi să fim sănătoși ca Mulțumesc! Pe site-ul consacrat am primit-o, pe baimiocoffeecom bendea. Și mulțumesc în special lui Alex, îi mulțumesc Cristinei, îi mulțumesc și Andrei din Germania, Tăt viu pe stânga, deși eu de dreapta, că pe mijloc nu mai pot fi după o vârstă. Ha? Mulțumesc frumos, Andreea, din Germania, vărului, vărului meu, Eli, Elisei din UK. Am făcut și o ritmă cu nevasta lui Janina din Fierbinți, de unde se filmează serialul. Noi filmăm cafele, e să fie sănătos, să le dea Dumnezeu putere și toate cele bune. Cafelele s-au strâns aici în ceașcă, bineînțeles, de pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Un pic de frică la sfârșit de săptămână. Zăpadă, Vorba bancului. Zice Ion Cătă ce Mărie dragă, uite că veni și neaua, ți-ai luat și sanie, ce bine, mâine vin și ți-o trag. De ce nu? Mai? Hai să fim serioși, să fim foarte serioși. Admir foarte mult pe cei doi cetățeni din Iași care s-au îmbătat. Erau dintr-un sat de lângă Iași, așa de tare s-au îmbătat că au plecat pe la 10 seara cu tractorul, după care aveau un plug. Și au mers până în molul din Iași și au parcat. Nu avem grafica acum, dar ne vom ocupa de. Nu, no, 1000 de euro nu o ediția Nu dăm din casă și ori parcat tractorul pe un singur loc, nu ca și cocalarii cu BMW care parchează pe două locuri, Or parcat și s-au uitat în stânga dreaptă, uei, nu e nicio mai aici, uei! Bineînțeles că o vine poliția, dar nu contează. Dar dacă tete cu plugu, cu plugul, nu era frumos să areze frumos parcarea, să pună ceva, să se facă în parcarea, nu numai atât betonie, mașini, noxe, ză și tu. Așa o face românul. Românul le face asta, pentru că în rădăuți, a fost inaugurat un lift în prezența a o persoană. În el? <laughs> în el. Pe lângă el. O persoană au tăiat panglica la un lift din rădăuți. Ce? Care e nivelul nostru? Erau pe la patru. <laughs> Care e ideea? Și de -aia nu o să ținem un liftul ăsta, nu era niciun popa. No. Dacă nu simțește popa liftul, dejaba deja nu merge. În Cluj-Napoca, domnul primar Emil Boc din Răchițele, slăvi să-i fie numele și călcătura, ne cumpără buzi ecologice cu 50.000 de euro bucata. Mă, bă, 50... O garsonieră în Mănăștur, cam cât o budă ecologică face 60.000 de euro. Deci îți o budă... Poți să stai în buzile alea. Îți cântă, te spară, te știe la sândușă. Și, și miros mai bine. Spun muzică, bine, la 15 minute trebuie să mai bagi o fisă de 50 de bani, dar... Vorba aia, fund pe fund se scoate. Gazul nu-i e scumpe. Măcar acolo stai, te simți în siguranță. Un container atomic. Nu, niciodată. Te avertizează senzorul. Nicole Julia, Nicola Julia, vă spune ceva. Iulia, nu E pe TikTok, e mare, e are cel mai scump fund din România. Apropo de ce ne cumpără domnul Boc. 25.000 de euro și-o băgat numai în cur. Ia și-o băgat în fund 25. Are fund bombat. Cel mai scump fund din România, cicălare tip asta, Julia. Eu cred că cel mai scump fund din România e fundul parlamentarilor. Plătim milioane de euro pe lună ca să stea ei pe, fără nicio legătură. Și nici nu se vede. Și nici nu se vede. Dar se, A, A? De -a, de -a. se, simte. se simte. Fără nicio legătură cu ceea ce am zis, Adrian Năstase, Uh, fiind invitat la o emisiune cu doamna Dăncilă, în culise povesteau. Și l a întrebat doamna Dăncilă, ce mai faci adișorile? Zice, chiar ieri am fost la o vânătoare. La care doamna Dăncilă nu se dezminte. Zice, ce frumos! <laughs> am fost la o vânătoare. Ce frumos! Și ați zvenat și căprioare. Apropo de Bianca Drăgușanu, <coughs> uh, ăsta, Bodi, Alex Bodi, fostul iubit sau despărțit de Emma... Uta. Uta. Hai Clujul, hai Uta, hai Aradu. Ema Uta, Uta, iar eu de la Biencuta. Iar frații Tate sunt închisoare, năcăgiți în amărâți, unul dintre ei scrie versuri. Versuri în nelibertate. Tate, știi? Au scris un vers extraordinar, ce acum gândacii și păduchii sunt prietenii mei. Parcă din bube, mucegaiuri și cu gunoi, iscata în și prețuri noi. Deja, dacă nu mai sunt liber, tate, astea versuri în temnii tate. Țate. Țate. Are cum ar recita maestru Piersic asta? Că Piersic, maestru Piersic știe 30.000 de, de poezii, le recită pe toate cap -code. cum ar recita el, ciocoflenderilor gândacii și da, lasă, maestru Piersic Aspă, 27 ianuarie face frumoasă vârstă de 87 de ani și 88 de ani de când vorbește mulți înainte, maestre, să ne trăiți să ne bucurați, să fiți alături de noi cafeaua din partea redacției sănătate, numai bine să ne vedem în februarie cu următoarea ediție a Baimie a cafele de după Că mai zice lumea, atâta reclamă reclame faci, Nicule? Asta la modul frumos și la modul ciobănesc. Cerșătorule! Facebook-ul fie cu voi, YouTube-ul să vă doarmă, un weekend plăcut, mergeți un pic la aer, la zăpadă, la nu știu ce, dar nu uitați că și aici, pe canal, se întâmplă lucruri minu... Nabile. Ne vedem! Nabile!